Facem măsurători. Adică, și efectiv, trebuie să asigurăm inclusiv curgerile astea, că dacă asta va îngheța aici, dacă va îngheța aici, o punem repede, nu știu câte vreo, și-a scăpat, și toată lumea. Banta are? Păi tocmai asta, trebuie să vezi că mari, trebuie să faci tot. Trebuie să veni și cu asfalt. Exact. Păi, asta e problema. Problema următoare este, toată porțiunea asta trebuie completată cu asfalt, adică la asta. E o problemă cu asfalt acum, la vremea asta și cu calitatea asta. Mică. Asfaltul? Asfaltul. Stratul suport? Asta este betonul, nu e problemă betonul. Betonul e mai deștept decât ce zice mai deștept din asfalt. Decât asfalt. Și vorbim de asfalt. În ultimă instanță... Nu vreau să-mi întreb. În momentul în care s-a făcut... Mă rog, noi spunem neapărat o greșeală. Asta e situația. Trebuie să o facem bine. Nu e existe cumva să rămână apa, să... Păi spune și părestul. Nu ai protecție. Și pantele transversale se duce. Exact. Maxima rigor de casă. Sigur. N-am putut să o facem nici prea mare, pentru că practic am făcut tăia cu toată data. Așa am făcut la mine necesar să asigure scurgerea. Trebuie puse cu maxima rigor. Exact. Condițiile de teren nu sunt foarte generoase. Nu că arată acolo dată mai mare. Domnul primar, din câte spune domnul profesor Șum, din experiența mea, 110 e suficient pentru cantitatea de apă care se adună aici. Deci, nu trebuie mai mare. Nu trebuie mai mare, n-ai rost. Adică, cât mărim gaura aia, cu atât e fotorile care apară în jurul ei sunt mai mari, da? Contează, domnul primar, contează cât la o dată, nu contează cât diametru gaurii, contează cât ai gaura. Lăsați-l, lăsați-l. Cât ai gaura, domnul primar. Păi nu-i făcut! Domnul Gordon, ca să nu fie probleme, dă două. Thank you.